Odată cu venirea toamnei, cerul pierde din strălucirea soarelui și totul devine parcă mai gri, parcă mai pesimist. Persoanele care sunt înclinate către melancolie sunt și cele mai afectate de aceste schimbări de anotimp. Odată ce trecem de echinocțiul de toamnă, vremea începe și ea încetul cu încetul să se adapteze calendarului. Zilele toride de vară s-au transformat în unele din ce în ce mai friguroase. Nu doar atât, dar și ziua devine treptat tot mai scurtă, în timp ce nopțile câștigă tot mai mult teren. Pentru cei nostalgici, este cea mai bună perioadă anului. Pentru alții însă, zilele de toamnă vin la pachet cu stări ciudate, de apatie și tristețe. Obosită. Dureri. Cu starea de spirit cum stați? Depinde de ziua respectivă. De exemplu, dacă este o zi norată? Mai rău. Dacă este o zi cu soare, foarte bine. Nu cred că prea obosită, dar iarna ne schimbă oricum viața puțin. Pentru a depăși acest fenomen, medicii vin cu câteva sfaturi simple și ne spun cum putem ajuta organismul în sezonul rece. Aceștia ne recomandă să consumăm fructe și legume și să nu recurgem la medicamente doar dacă este absolut necesar. Dacă ne simțim obosiți, trebuie să ridicăm puțin vitalitatea corpului. Pe piață se găsesc fructe care au stat în soare și care au multă energie din abundență. Oamenii ar trebui în fiecare zi să mănânce fructe proaspete, care sunt culese recent din livezi și să le folosească pentru binele lor. Recomand de asemenea să mănânce nuci, alune, fructe de pădure, cu măsură, bineînțeles. Melancolia, oboseala, nervozitatea, insomnia și lipsa de concentrare sunt doar câteva dintre simptomele neplăcute asociate cu astenia de toamnă. Totuși, tristețea instalată se poate transforma în depresie, iar atunci este indicat să cerem ajutor. Specialiștii sunt de părere că fiecare dintre noi trebuie să găsească în jurul lui un lucru care să-l bucure. Respirăm adânc, gândim pozitiv, ne dăm mesaje pozitive și cred că ne motivăm sau o motivație ar putea fi. Ne gândim poate la vacanța viitoare pe care o vom avea de făcut. Eu știu, iată, în preajma sărbătorilor de iarnă și atunci poate reușim să ne dăm o astfel de motivație intrinsecă pentru a ne găsi resursele și energia necesară de a face față solicitărilor zilnice. Anul acesta, astenia de toamnă și consecințele ei, depresia și anxietatea se suprapun cu explozia îmbolnăvirilor cu COVID-19, dar și înmulțirea cazurilor de infectare cu tulpina Delta. Lipsa de socializare din cauza condițiilor speciale pe care le trăim îi face pe oameni să se simtă mai izolați și mai triști.